Bune! Pe bune! Am dat-o și el așa în canterincă. În episodul de astăzi o să sunăm din nou pe Roxana, victima noastră de la ultima farsă, să vedem ceva impresii, cum i-a plăcut, dacă i-a plăcut, dacă nu i-a plăcut, dacă ne urăște în continuare. Hai să vedem ce zice femeia. Da. Să rămână, Roxana. Da. Marius Covache și Cristi Dumitru te deranjează, ai un minut? Să rămână. Da, sunt la muncă, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat absolut nimic. Voiam doar să te salutăm și să te întrebăm cum ți s-a părut farsa noastră de data trecută? A fost amuzant, dar un pic cu palpitații la început. Așa e întotdeauna. Ai stat un pic cu emoții. Am stat un pic cu emoții, da. Dar zi-ne dacă l-ai primit acasă, că asta ne îngrijorează pe noi. Da, da, a ajuns acasă. Noi îți mulțumim foarte, foarte mult pentru disponibilitate. Și să ne urmărești în continuare, că o să mai farsăm și alți oameni, să zic așa. Da, da, da. Să rămână, spor la treabă. La revedere. Mulțumesc, la revedere. Cam atât am avut pentru astăzi. Nu uitați că dacă vreți să faceți o farsă cuiva, ne puteți contacta pe... pe toate rețelele sociale, pe adresa redacției, pe Facebook, pe WhatsApp, pe... ce mai e, mă? Instagram, Telegram. Peste tot. Ne găsiți peste tot. Spuneți-ne numele victimei, dați-ne câteva detalii, numărul ei de telefon și de restul ne ocupăm noi. Exact. V-am pupat. Pa! Pa!